își acuze soțul că ar fi bătut-o până la sânge. Ultima dată a lovit-o grav atunci când bărbatul i-a dat cu oglinda în cap. La doar 23 de ani, Ana spune că odată ce a devenit mămică, au început și problemele de familie. Soțul ei ar fi devenit agresiv și gelos chiar pe fiica lor. Ba chiar ar fi început să consume alcool în cantități mari și să joace toți banii la aparate. Atenție, urmează imagini care pot afecta emoțional telespectatorii. S-a minit cu cuțitul că vă mor pe amândouă. Omul a fost beat. De 3 ani, Ana și fiica ei de doar 3 anișori își trăiesc viața cu teamă pentru ziua de mâine. Tânăra mămică susține că a fost batjocorită, amenințată, bătută și alungată din casă chiar de soțul ei. Mi-o da cu palmi, mă dădea cu cap, mi-o spar capul cu oglinda. Trebuia să mă duc la spital să mă operează. Numai sticlă a fost în casă. Tot sânge. Dar tot ce a început să bea, cât o lea, cât o lea, de ce în ce mai mult, de ce în ce mai mult, a început să vorbească, să fie agresiv, să mă dă afară. Toate aceste certuri aveau loc în prezența copilului vostru. Da. Da, o spart și geamul. Părinții mei m-au dat afară, mi-au dat cu piciorul aici, mi-au dat. Aici mi-a dat cu piciorul nivână tata. Tata mi l-a dat. Cu lacrimi în ochi, Ana povestește că fiecare zi începe cu multe jigniri și bătăi, pentru că Nicolae, soțul ei, ar fi gelos, culmea, pe fetița lor. Cum sunt eu, cum zice ei, sunt mamă la copilul ei, lui. Și, nu știu, l-am iertat o dată, de două, de trei ori, dar nu mai suport. Gelos a început soțul meu să fie de când a venit fetița mea pe lume. O văzut cât sunt foarte mult la ea. S-a stricat relația de când a venit copilul meu. Gelozii, scandaluri. Dar el nu-și iubește copilul sau o pune la îndoială că ar fi copilul lui? Da. Când a venit fata mea pe lume, mi-a spus și soacră mea și Nicolae că nu-i copilul lui, că eu m-am culcat cu Marian, cu Adrian, cu Petric, cu cunoații mei, cu tatăl meu. Sinceră, fata recunoaște că l-a înșelat pe soțul său. Însă acest lucru s-a întâmplat abia după ce a venit pe lume cea mică. L-am înșelat, da, recunosc în fața la toată lumea, l-am înșelat pentru că un bărbat care dă într-o femeie nu mai este bărbat. Am mai vorbit cu doi băieți ca să dau lecție, dar bag la aparate, au făcut datorie, e mâță blândă. Pe o parte îți vorbește frumos, dar pe spate e mare trădător. Tânăra mămică povestește că soacra ei a încercat să o despartă de Nicolae. Mai mult, femeia ar fi vrut să-i omoare și pruncul nenăscut, acuză Ana. La 7 luni, când am fost gravidă la fata mea, a început scandalul. Eu m-am apărat că îmi dă cu cana în burt. Ea, eu zis oficiorul, nu Nicolae, bărbatul meu, o Nicolae, de ce luat-o pe asta? Nu ai putut să iei una mai frumoasă, să iei una care nu a crescut la casa de copii? Mama mea și cu soacra mea s-au cuplat. Mă face de tot, vrea să-mi ia fata de lângă mine. Ana spune că doar gândul la fetița ei o face să rabde chinurile la care ar fi supusă. Pentru copilul meu dau și în viața. Nu trebuie neapărat să ai aviere. Cel mai important la un copil să-i oferi dragostea de părinte. Dacă eu n-am avut dragostea de părinte, s-a crescut la casa de copii, măcar fata mea să aibă. Părinții mei s-au bătut joc de mine. Eu de azi înainte nu mai am mamă, nu mai am tată. Părinții mei au profitat prea mult de corp, de spatele meu. Eu am trăit la casa de copii, dar îmi doresc ca copila mea să nu fie necăjită. Ce spune însă bărbatul acuzat, dar și confruntarea dintre tinerii soți imediat la Acces Direct.